Înainte de a lăsa pe Duhul Sfânt în continuare să lucreze și să ne sfințească, care este locul cel mai sigur al dumneavoastră? Reiau ideea de la început. Unde te simți cel mai în siguranță? Acasă la tine? Poate ai o casă bună, frumoasă, bine ferecată, cu alarme și te simți în siguranță, te culci liniștit? Sau poate o mașină full option, o mașină foarte bună, nouă, nouță, te simți bine la drum și bine să te simți sigur. Ai aici? Ăla e locul cel mai sigur pentru tine? Sau statutul financiar pe care l-ai? Că îți conferă oarecare siguranță, fii sincer, și eu sunt sincer. Cu cât am bani mai mulți pe cont, cu atât încep să calc mai apăsat. Umblu mai țanțoș, mai în siguranță. Te întreb în dimineața așa, unde te simți cel mai sigur, cel mai safe? E bine să te simți și în lucrurile acestea, dar ascultă-mă. Să știi că în Hristos Iisus este locul cel mai sigur. Pentru că vă dau un contraexemplu. Ceea ce a făcut Putin, a provocat una dintre cele mai mari crize umanitare din Europa. Oricine, nu numai Putin, poate să provoace o criză ca și acesta, poate în dreptul tău. Uitați câte valuri de refugiați ucrainieni. La câte valuri de refugiați asistăm. Nu știi niciodată, toate sunt sigure până la o vreme, dar în Hristos Iisus găsești siguranță și împlinire indiferent de circumstanțe. De aceea, dragii mei frați, în dimineața asta aș vrea, până la sfârșitul slujbei, să medităm la gândul acesta și Dumnezeu să ne ajute să ne punem nădejdea și plăcerea în El și siguranța. Locul cel mai sigur este în Dumnezeu. Amin? Așa să ne ajute Dumnezeu. Aș vrea să mai cântăm o cântare, apoi o să-l rog pe fratele Fabian, împreună cu grupul care vine să cânte două cântări, Domnul să-l binecuvinteze. Nati, așa, are o cântare spre slava Domnului și după cântarea lui Nati, fratele Adam, așa e, o cântare. Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Și după aceea o să ascultăm cuvântul prin fratele Radu. Domnul să te binecuvinteze, frate Radu. Da. Chiar dacă timpul ne e dușman uneori, o să avem timp și de predică și știu că știe să și comprime, să și lărgească, să se pricepe la aceasta și mă rog ca Domnul să-l binecuvinteze, să ascultăm învățătură din partea lui Dumnezeu. Poftim? O să sar peste o cântare. Asta. Nu, așa. Faci cinste cu un kebab pentru asta. Uite, bine atunci, frații de la Preston o să-l laude pe Domnul cu două cântări, Nathanael și Adam. Mulțumim, Domnul să vă binecuvinteze. Și eu am mai vrut să zic ceva, dar renunț. Bun? Fac și mie cinste cu un kebab.